Mi-am propus de multă vreme că atâta timp cât mă va duce picioarele să pun la nivelul județului Brăila, împreună cu colega mea, Maria Radu, tot ce înseamnă folclor coregrafic și interpretativ brăilean. Ați văzut probabil astăzi câteva joculețe, câteva mișcări scenice specifice folclorului brăilean. Și picioarele vă țin, că i-am văzut și pe ei, că dansau bine. Da, mișcarea întărește sănătatea și, într-adevăr, probabil că dacă ați observat lucrul acesta, e bine. Și doamna Maria Radu, am văzut-o cântând, să rămână, dar sunteți alături de domnul Mihalache? Suntem trup și suflet, unul lângă celălalt. În primul rând, la mulți ani tuturor românilor, multă sănătate și putere de muncă tuturor. De aici, de la Brăila, încercăm să scoatem la iveală folclorul, tradițiile și, bineînțeles, împreună, altfel nu se poate. Suntem români, deci trebuie să ne identificăm cu tradiția. Ăsta este un lucru remarcabil pe care îl faceți, pentru că și noi, iată, cei de la Radio Antena Satelor, ne aflăm aici, în mijlocul dumneavoastră, în Comuna Unirea, nu întâmplător aleasă, pentru a sărbători împreună. Și ne bucurăm că v-ați pregătit pentru acest moment atât de mult. Vreau să apreciez în mod deosebit activitatea pe care face Antena Satelor privind păstrarea și promovarea a tot ce înseamnă neaș românesc. Am întâlnit Antena Satelor numai la Unirea, lucru pe care vă mulțumim că ați venit în mijlocul comunii noastre. Vreau să înțelegeți sau să înțelegem cu toții că am avut o perioadă în care am fost infectați cu manele, partea comercială a diferitelor posturi i-a ajutat să se promoveze, am uitat folclorul românesc și acum ne este din ce în ce mai greu să reînvățăm tinerii să joace, să zâmbească, să cânte românești. De 24 de ani Antena Satelor face în continuare, rămânem aici de pază, de strajă, așa, pentru că asta trebuie să facem în continuare, un mesaj pentru români de ziua noastră, a României. Și acum am spus și la început, multă, multă sănătate pentru poporul român. Este loc de mult, mult, mult mai mult bine și să nu uităm niciodată că suntem români. Să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ocrotească poporul român, să-l ferească de tot ce este rău și să ne ajute Bunul Dumnezeu să promovăm tradiția, că până la urmă pentru asta muncim, nu? Tradiția românii și România. Mulțumim! La mulți ani! Și noi mulțumim!